Votul masiv împotriva lui Dodon va însemna rupere definitivă de trecutul devastator care ne ține pe loc în mlaștina urii de clasă și de neam, care dărâmă viața generației chinuite de comunism și ucide viitorul generației tinere. Maia Sandu reprezintă generația tinerilor instruiți și pregătiți să rupă lanțurile grele ale acelui trecut care nu doar ne ține pe loc, dar ne trage cu putere înapoi. Ne alungă tinerii de acasă, ne puștiește satele și ne face din ce în ce mai grele povara sărăciei și păcatul deznădejdii. Prima deriga lanțului care trebuie rupt este deriga marii corupții, pătrunse adânc în clasa politică și în miezul unui sistem juridic subjugat de puterea oligarhilor.